Bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi e ziua mea! Astăzi împlinesc 39 de ani și am vrut să fac un clip de genul ăsta și anul trecut și nu l-am făcut și după aia mi-a părut rău pentru că era ziua mea și m-am luat cu alte lucruri, era Oana venită în vizită la mine și am preferat să petrec timp cu ea mai degrabă decât să filmez. Acum sunt singură, deocamdată, pentru că pe seara aștept niște prieteni. Iar duminică o să-mi fac ziua acasă la părinții mei, cu toți verii și cu toată familia și sunt super entuziasmată. Ce să vă spun, acum că am intrat în al 40-lea an de viață, pentru că am plinit 39 de ani, deci am intrat în al 40-lea an de viață, vreau să vă spun că nu cred că exagerez când spun că am pășit așa mai liniștită și mai, nu știu dacă neapărat mai fericită ca niciodată, dar clar mai liniștită și mai, nu găsesc cuvintele. După cum vedeți, am o inimă mare pe piept, am o stare excepțională, oricum starea asta o am de vreo lună, o lună și ceva. Și m-am gândit că astăzi să filmez clipul ăsta așa de la mine pentru mine și pentru voi, bineînțeles. Mai ales dacă sunteți, nu știu, în etape diferite ale vieții decât mine sau sunteți mult mai mici, poate vă inspiră în vreun fel clipul ăsta. Pentru că în ultimele săptămâni am stat foarte mult și m-am gândit la evoluția mea până la această vârstă. Sunt emoționată. De obicei nu sunt emoționată când filmez, dar astăzi nu știu ce. Cea. Cu această ocazie vreau să vă spun mulțumesc din suflet pentru toate mesajele. Abia cred că e ceasul vreo 1 și am primit o grămadă de mesaje de la voi și pe Instagram și pe Facebook și vă mulțumesc din suflet, din suflet, din suflet că v-ați rupt puțin din timpul vostru de astăzi să-mi urați la mulți ani. Și după cum ați văzut deja în titlu, vreau să vă spun despre câteva sfaturi pe care mi le-aș da eu mie, cea de la 18 ani. La 18 ani plecam din Moinești, mă mutam în București, dintr-un oraș mic de provincie, în capitala țării. Nu știam pe ce planetă sunt. Am avut totuși norocul că tatăl meu m-a adus, vedeam ocazional în vizite în București cu tatăl meu și știam un pic așa despre oraș. Nu a fost chiar un șoc foarte puternic, deși a fost un șoc cultural la început în primii ani. E posibil să fie cam haos clipul ăsta pentru că am astăzi atât de multe gânduri și sper cu toate astea să vă placă. Însă vreau să încep prin a vă spune că dacă vă este frică să îmbătrâniți, să nu vă fie. Mă rog, n-am ajuns încă, nu știu, până la 60-70 de ani pentru că și mie încă mi-e frică de bătrânețe, mai degrabă decât de îmbătrânire. Însă mi-a fost frică încă de când am făcut, pe măsură ce m-am apropiat de 30 de ani, frica a început să crească din ce în ce mai mult și când am împlinit 30 de ani am avut așa un ușor meltdown. Dar aveam să aflu mai târziu că viața a devenit cu adevărat, nu neapărat mai bună, dar am început eu să văd, să-mi schimb perspectiva asupra vieții și asupra mea și să înțeleg mai multe lucruri despre mine după 35 de ani. Pentru unii poate părea foarte târziu, pentru unii poate părea devreme, însă primul sfat pe care mi l-aș da mie, cea de la 39 de ani, celei de la 18 ani, ar fi să încep cât mai devreme posibil căutările. Știu că viața uneori ne ia așa prin surprindere cu tot felul de întâmplări plăcute sau mai puțin plăcute și uităm de noi în tot haosul ăsta al vieții, uităm să, în primul rând de sufletul nostru, să acordăm ceva mai multă atenție și asta mi-aș fi dorit de la mine, să încep ceva mai devreme căutările de sine și să înțeleg anumite mecanisme pe care le-am dezvoltat și pentru că sunt întrebată în toate Q&A-urile mele, primesc întrebarea ce regrete am în viață și de fiecare dată spun că nu am niciun regret. Am stat și m-am gândit zilele astea și cred că ăsta ar fi un ușor regret, faptul că nu am început mai devreme să fac terapie. Să... Bine, erau și altele vremurile atunci.
cred că totuși am mai evoluat ca societate din 1998, de când am plinit 18 ani. Și acum oamenii sunt mult mai deschiși la a lucra cu propriul sine, cu scopul de a deveni mai împliniți, oameni mai buni. Iar asta mi se pare că ar trebui să fie prioritatea numărul 1 în viețile tuturor. Bineînțeles, fiecare are propriile priorități, însă pentru mine asta e prioritatea numărul 1. Următorul sfat pe care mi l-aș da ar fi să nu îmi pierd vremea cu obsesia asta legată de fizic, de aspectul exterior, care s-a dus mai mult, a trecut de pragul adolescenței și s-a dus mult către maturitate, când pur și simplu în loc să mă concentrez pe ce este interior, pe interiorul meu, m-am concentrat foarte mult pe aspectul exterior, obsesionând, adică într-un mod negativ. Nu e nimic greșit să fii atent la aspectul exterior, însă atunci când devine o obsesie, o obsesie bolnăvicioasă, mai ales că dacă e ceva negativ, în sensul că nu îți accepți propriul fizic și obsesionezi pur și simplu, o dai în paranoia de la gândurile respective, este pur și simplu pierdere de timp. Și cred că e posibil să sună așa foarte banal sau... Însă, una dintre lecțiile pe care am învățat-o până la vârsta asta este că interiorul este cel care e cu adevărat valoros. Acolo este cu adevărat valoarea noastră, în interior. Ceea ce e în exterior e destinat scofâlcirii și... Că să nu credeți că nu mi-am analizat azi dimineață corpul în oglindă, să văd ce s-a mai lăsat, ce s-a mai... Însă nu mă mai deranjează lucrurile astea acum. Și este pur și simplu extraordinar, pentru că mă simt eliberată de lanțurile pe care le-am purtat atât de mulți ani, obsesionând asupra aspectului meu exterior. Și în momentul în care am făcut trecerea spre aspectul interior, adică aia să fie prioritatea mea numărul 1, automat, adică cumva au mers mână în mână și s-a schimbat și percepția pe care o aveam legată de aspectul meu exterior. Un alt sfat pe care mi l-aș da ar fi să nu crezi că ești un om rău. Ai crescut spunându-ți-se că ești rea și ai ajuns să crești și tu asta. Nu te focusa pe partea negativă din tine, pentru că ea există și există în toți oamenii de pe planeta asta. Focusează-te pe binele din tine și pe ăla hrănește-l și fă-l să crească cât mai frumos posibil. Evident, nu uita de partea ta negativă și încearcă să o aduci pe aia la lumină. Sfatul numărul 3, cred, pe care mi l-aș da, ar fi: învață cât mai devreme posibil să vezi partea bună a lucrurilor. Schimbă-ți perspectiva de pe negativ pe pozitiv, pentru că este posibil și crede-mă când îți spun că orice lucru, oricât de tragic chiar ar fi la prima vedere, ascunde cu siguranță ceva pozitiv și ascunde lecții valoroase. De obicei, dramele astea și tragediile astea prin care trecem parcursul vieții, unii mai mult, alții mai puțin, ne impactează în moduri diferite, însă de obicei în spatele acestor experiențe se ascund niște lecții extrem de valoroase, care nici nu vă puteți imagina cât de mult ajută la creșterea potențialului propriu. Toate aceste experiențe te ajută să devii un om mai puternic și mai bun, dacă alegi. Pentru că bunătatea, din punctul meu de vedere, de la un punct devine o alegere. Pentru că eu cred că toți oamenii sunt buni, la fel cum toți oamenii au și o parte rea în ei. Însă și acolo apare alegerea. Aleg să fiu un om bun sau aleg să fiu un om rău, să-mi arăt partea rea. Următorul sfat de la mine, draga mea Andreea, este să primești cu brațele deschise toate experiențele pe care viața ți le oferă. Nu te opune
Învață să spui mai des da în loc de nu, însă să știi când să spui nu. Mă rog, cu asta a doua nu ai avut, nu o să ai neapărat o problemă, dar da, învață să spui mai des da și să primești cu brațele deschise toate experiențele pe care viața ți le oferă, pentru că astea te îmbogățesc până la urmă. Alt sfat este să prețuiești fiecare om care apare în viața ta, pentru că de la fiecare ai ceva de învățat. Fiecare om care apare în viața ta apare cu un scop și să știi că oamenii te vor îmbogăți emoțional și mental și nu fugi de ei. Lasă-i să vină către tine, deschide-ți inima și sufletul și primește oamenii cu brațele deschise. Unii îți vor aduce experiențe neplăcute, nefericite, însă și alea au rostul lor. Iartă! Asta este una dintre lecțiile pe care mai bine o vezi mai devreme decât mai târziu. Și în primul rând, iartă-te pe tine. Nu ești perfectă, vei face multe greșeli, asumă-ți-le, înțelege-le și învață din ele. În momentul în care te vei ierta pe tine, îi vei ierta și pe cei din jurul tău, pentru că se răsfrânge. Cei din jurul nostru sunt ca oglinda noastră, dacă vreți. Ce avem în interiorul, luptele pe care le ducem cu noi și se răsfrâng și asupra celorlalți din jur. Și până la urmă, cred că fiecare lecție, fiecare greșeală ascunde o lecție valoroasă, însă trebuie să ai mintea și inima deschise să vezi chestia asta. V-am spus de foarte multe ori în clipurile mele, însă totul se reduce la perspectivă. Este vorba de perspectiva din care privești lucrurile. Ascultă-ți inima mai degrabă decât mintea. Nu intra, că ți intră un gând în cap și obsesionezi pe el și se face acolo un vârtej de gânduri, mai ales că trebuie să iei o decizie, scoate-le și ascultă-ți inima, pentru că o decizie luată din inimă și din suflet nu are cum să fie greșită. Mintea o să-ți mai joace din când în când feste, așa că bazează-te pe inimă, că ea nu minte niciodată, și ascult-o, ascultă-ți inima. Ai crescut ca mulți alții din generația ta, nu-i așa? Auzind tot timpul că părerea celorlalți despre tine și despre viața ta ar conta în vreun fel. Nu contează. Fiecare om de pe această planetă își duce propriile bătălii. Fiecare om are propria lui poveste mai complicată, mai încălcită, mai puțin complicată. Deși tind să te felicit încă de pe acum că te vei descurca și vei învăța lecția asta destul de devreme, să nu mai conteze părerile celor din jur și să nu străiești niciodată viața în funcție de părerile celor din jur, uneori părerile celor din jur te mai ating, însă cu perseverență vei ajunge în punctul în care nu, lucrurile astea nu vor mai conta. Să zic și de faptul că ar trebui să porți cremă cu SPF încă de pe acum, de la 18 ani, pentru că mai târziu s-ar putea să, adică nu, sigur, vei regreta. Trebuia să fac și una din asta de beauty. Și cred că o să închei, pentru că nu vreau să mă lungesc foarte mult cu clipul ăsta, vreau să mai iau așa vreo 2-3 ore să meditez puțin și după aia să mă apuc să mă pregătesc pentru musafirii mei de diseară, însă cred că cel mai important sfat pe care vreau să îl dau Andrei de la 18 ani este să înveți să te iubești pe tine însăți, în primul și în primul rând. Tu ești cea mai importantă persoană din viața ta, cu tine vei trăi din prima secundă până în ultima secundă a vieții tale, să-ți acorzi cât mai multă atenție și să fii cât mai blândă cu tine, să te porți cu tine așa cum te porți cu cei mai buni prieteni, să fii înțelegătoare, iertătoare, și cred că nimic nu e mai important decât iubirea de sine, pentru că acolo găsim confortul și liniștea alea adevărate. Și cu cât învățăm mai din timp, pentru că e de lucru cu chestia asta. E un lucru la care trebuie să muncim în permanență, din punctul meu de vedere. Nu știu, unii poate mai puțin decât alții, însă e această bătălie constantă pe care o ducem cu noi, pentru că de cele mai multe ori noi suntem cei mai mari
sabotori și dușmani ai noștri, însă momentul în care exersezi, pentru că trebuie să exersezi și cu iubirea de sine și ajungi să... Pentru că mie mi s-a întâmplat asta foarte recent, să ajung în punctul în care să-mi spun cu inima deschisă și așa, fără niciun gând negativ care să-mi umbrească mințile și să-mi spun că, Andreea, te iubesc. Te iubesc, ești cea mai importantă persoană din viața mea și pur și simplu acum pot să spun că într-adevăr mă simt cu adevărat eliberată de mine, de către mine. V-am spus unora dintre voi, s-ar putea să vi se pară niște aberații chestiile pe care vi le spun eu astăzi, însă credeți-mă că sunt din suflet și sunt lucrurile pe care eu le simt în acest moment. Iar asta cu iubirea de sine este un lucru atât de important. Cred că ar trebui, v-am spus, lucrul cu propriul sine și acceptarea și iertarea și toate lucrurile astea față pe care noi ni le oferim nouă ar trebui să fie pentru toată lumea prioritatea numărul 1, pentru că astea se răsfrâng și în exterior și pur și simplu îți schimbă modul de a vedea viața și modul de a percepe oamenii într-un sens pozitiv. Și cred că ar trebui să mă opresc aici, să nu intru în aberații și mai, mari decât, până acum. Am vrut să mă vopsesc înainte de ziua mea, am zis că să fiu drăguță în poze, probabil că o să facem multe poze. Și am zis nu, vreau să mi se vadă părul alb, să știu că am ajuns până la 39 de ani și că mă simt mai puternică și mai femeie și mai... wise, nu găsesc cuvântul română. Știu că sună aiurea, dar asta e, mai, nu mai matură, mai, mai înțeleaptă, ăsta era cuvântul. Nu m-am simțit niciodată mai înțeleaptă, mai iubitoare, mai deschisă și mai, nu știu, liniștită. Mi se pare că am pășit în acest nou an din viața mea cu minte și cu inima atât de clare și de deschise ca niciodată. Și deși mă temeam de faptul că la anul, mă tot gândeam, wow, la anul fac 40 de ani, acum sunt bring it on! It only gets better. Chiar la concluzia asta am ajuns și de ziua Oanei, când a făcut Oana în martie 35 de ani și am întrebat-o cum se simte și a zis că it only gets better și fix la fel simt și eu. Vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis și comentarii și urări de la mulți ani. Vă mulțumesc din suflet că vă gândiți la mine, că v-ați gândit la mine și sper din suflet ca și clipul ăsta să vă placă, deși trebuie să recunosc că în primul rând l-am făcut pentru mine. Am fost un pic egoistă, de ziua mea pot să fiu un pic mai egoistă. Însă dacă v-a plăcut, vă rog dați like, abonați-vă dacă vă face plăcere. Și sper să ne auzim curând, la fel de, să fiu la fel de bine dispusă și data viitoare când o să filmez. Ne auzim curând, vă pup! Numai bine! Pa! Inima mea pentru voi!